În acest video vă voi arăta cum fac pastele cu sos de ardei copți. Tăiem ardeii în patru și îi punem într-o tavă de copt. Îi asezonăm cu ulei de măsline, sare, piper și îi dăm la cuptor pentru 30 de minute. Între timp, hidratăm roșiile pentru 5 minute cu apă fierbinte. Fierbem pastele și oprim jumătate de cană de apă înainte de a le scurge. Într-un blender adăugăm cajuul, crema de brânză, usturoiul, roșiile hidratate, ardeii copți și apa de la paste. Pentru o textură mai fină a sosului, putem hidrata cajuul minim o oră. Turnăm sosul peste paste și amestecăm bine. Eu le-am servit cu spanac proaspăt și parmezan.